Thanks. Stimați cetățeni, stimați reprezentanți mass-media, noi cu toții conștientizăm că marea majoritate a populației Republicii Moldova sunt locuitori din sat. Aproximativ în jur de 60%. Și noi, cei care suntem prezenți, practic toți provenim de la sate. Măcar că suntem în ultima perioadă activăm în capitală, dar proveniența noastră toți am crescut și suntem locuitori din sate. Unde cu toții cunoaștem cele mai frumoase tradiții, dar și principalele noastre valori sunt păstrate de oameni de la sate. Cu părere de rău, anume satele și populația rurală au avut cel mai mult de suferit de așa numitele reforme provocate în țara noastră. Început încă din anii 90, unde au distrus aproape toată baza economică existentă în satele moldovene. Au fost închise fabrici, uzine, care erau în multe localități rurale, au distrus aproape toate complexul zootehnic, care pe timpuri alimenta o mare parte a Uniunii Sovietice. Iar acum am ajuns în starea când importăm practic toate produsele alimentare. O mare parte, cum am menționat și anterior, 70% din conșul minim de consum sunt produse de import. Terenurile agricole au fost ciopărtite și au distrus toate relațiile cu partenerii de est. Practic, unde se exporta și se exportă marea majoritate a produsului agricol din Republica Moldova. Multe din obiectivele cultural-educaționale din sate au dispărut. Cunoaștem cu toții așa numitele librării, Luminița de prin sate, unde astăzi sunt baruri și cafenele, bibliotecile din sate, practic au dus la ceea ca oamenii din localități, tineretul, să nu aibă o ocupație educațională științifică, dar să aibă alte ocupații decât cele tradiționale pentru tineretul din Republica Moldova. Au rămas și fără locuri de muncă cei din sate, iar salariile lor, practic, sunt de câteva ori mai mici ca salarii celor din localitățile urbane. Au avut de suferit și infrastructura. Oamenii au fost nevoiți să părăsească casele și au plecat fie peste hotare, fie în orașele din Republica Moldova. Astfel, satele devin tot mai petite, iar oamenii din mediul rural devin tot mai săraci. Partidul Socialistilor din Republica Moldova, în anii 2020, când s-a aflat la guvernare împreună cu președintele țării, domnul Igor Dodon, au lansat și au realizat mai multe programe naționale destinate oamenilor de la sate. Cum ar fi? Drumuri bune pentru toți, acordat fiecărei primării practic de 1 milion de lei. Cu programe de construcție a apeductelor și iluminare stradală. Pentru prima dată în Republica Moldova, Fondul Ecologic anul 2021 a crescut de la 270-290.000 anual la 500.000 pentru anul 2021. Ceea ce se demonstrează încă o dată intenția care a fost pusă în programă pentru dezvoltarea și crearea condițiilor celor din sate. Am susținut proiecte de renovare a grădiniților, a școlilor și a punctelor medicale. Stimați cetățeni, noi credem că a venit timpul să relansăm un program, un proiect mai vechi al echipei profesionale a comuniștilor socialiștilor, Programul Național Satul Moldovenesc, care cuprinde o strategie întreagă de acțiuni care au scopul să dezvolte satele din țară. Astfel, ca nivelul de trai a populației din mediul rural să crească mai rapid și să fie cel puțin la egal cu nivelul de viață în mediul urban. Despre alte detalii suplimentare, colegii mei vor informa, dar vreau să subliniez că Blocul Comuniștilor Socialiștilor se va opune pe toate căile legale proiectul de lichidare a raionului și de închidere a primăriilor, care astăzi este pedalat și este demonstrat
la toate cu instituțiile internaționale, ca asta ar fi o necesitate pentru a putea acea istorie de succes a lor, în ghilimele, să o promoveze. Stimați colegi, domnul Burduză. Da, mulțumesc. Stimați reprezentanți medie, stimați cetățeni, în virtutea celor expuse despre problematica localităților din Republica Moldova rurale, o să mă refer la faptul că echipa comuniștilor și socialiștilor a lansat încă în anul 2005 programul național Satul Moldovenesc, care era prevăzut să fie dezvoltat până în anul 2015 și al căror obiectiv era dezvoltarea satelor din Republica Moldova prin modernizarea acestora sub toate aspectele. E vorba de programul de acțiuni descris detaliat pe circa 70 de pagini cu pași concreți ce anume trebuie de întreprins pentru modernizarea vieții în mediul rural. Au fost începute mai multe acțiuni pe care oamenii le-au salutat pe deplin. S-au construit și s-au reparat drumuri în localitățile rurale, s-au construit zeci de kilometri de cale ferată, s-au făcut apeducte, s-au gazificat o bună parte din satele țării, s-au reparat grădinițele și școlile, au fost reparate mai multe case de cultură, s-au lansat proiecte de susținere a agricultorilor și au fost create mai multe locuri de muncă în mediul rural. Dar, din păcate, a urmat 7 aprilie 2009, iar la guvernare au venit alianțele pentru integrare europeană care au distrus începuturile bune puse de echipa noastră. Noi am conștientizat importanța vieții oamenilor din sate și faptul că aceștia merită o viață mai bună. În viziunea noastră, accelerarea ritmului de dezvoltare a infrastructurilor locale rurale este vitală pentru satele din Republica Moldova, care trebuie să devină atractive și confortabile, în primul rând pentru viața oamenilor care locuiesc în aceste localități și, în al doilea rând, pentru mediul de afaceri și investiții private de care au nevoie stringent economiile locale rurale. De asemenea, vom crește nivelul de finanțare pentru asigurarea localităților cu sisteme publice de alimentare cu apă și canalizare și gaze, vom îmbunătăți calitatea drumurilor locale, extinderea sistemelor de iluminat stradal, construcția și modernizarea obiectivelor sociale legate în primul rând de educația și sănătatea copiilor, inclusiv obiective culturale și de educație extrașcolară. Asigurarea cu apă potabilă este absolut vitabilă astăzi în localitățile rurale și preconizăm ca în următorii ani, cel puțin în următorii 4 ani de zile, aceasta să crească până la 70%, pentru că actualmente circa 50% din sate doar sunt asigurate cu apă. De asemenea, se preconizează ca următorii 4 ani de zile să fie minim 60% din locuințele rurale conectate la gazul natural. Trebuie restaurate și reparate peste 3600 de kilometri din drumuri și străzile din localitățile rurale. Cel puțin jumătate din străzile din sate trebuie iluminate. În acest sens, ce propune blocul comuniștilor și socialiștilor? Se propune de a acorda anual din bugetul de stat acel puțin 5 milioane de lei pentru fiecare sat, iar autoritățile locale, împreună cu consilierii locali, în urma consultărilor cu oamenilor din comunitate, să decidă cum să investească mai eficient aceste sume financiare pentru ca viața oamenilor din localitatea respectivă să devie mai confortabilă și mai bună. Suplimentar se propune a aloca cel puțin jumătate de milion pentru fiecare localitate rurală, cu scopul ca acești bani să fie investiți în susținerea afacerilor locale, agricultură, mici industrii, turism, consultanță, este vorba de businessul mic și mijlociu. În așa fel vrem ca să stimulăm dezvoltarea afacerilor în mediul rural cu crearea noilor locuri de muncă bine plătite. Vom încuraja parteneriatele publice-private pentru modernizarea transportului public interurban, astfel ca fiecare sat să aibă câte o linie de autobuz spre centrele raionale sau orașe. Vom încuraja dezvoltarea infrastructurii informaționale în localitățile rurale, un lucru foarte important. Prin aceasta vom crea rețeaua de internet de mare viteză ca să fie accesibilă și în mediul rural. Vom sprijini acordarea finanțării pentru reparația caselor de cultură din localitate, precum și dezvoltarea cercurilor de creație și a meșterilor populare. Echipa noastră a început deja să lucreze la refacere și modernizarea programului național Satul Moldovenesc, lansat încă în 2005. Îl vom dezvolta reieșind din problemele și realitățile actuale
ale oamenilor din localitățile rurale, astfel ca în toamnă să fie propus spre dezbateri publice și adoptare și această strategie să fie pe următorii 10 ani de zile. Acest program va reduce din diferența salarială între angajații de la sat și cei de la oraș, prin accelerarea creșterii salariilor în mediul rural, în așa fel ca în cele din urmă să fie redusă diferența dintre nivelul de viață rural și cel urban, ca mulți orășeni în cele din urmă să poată spune că doresc să migreze din cutraiul de la oraș la sat. În continuare se va expune colega noastră și asupra altor probleme. Mulțumesc! Bună ziua, stimați invitați! Bună ziua, mass media! Sunt pedagog din orașul Iova. Am muncit educând noile generații. O țară fără educație, fără școală, nu are viitor. Se spune că dacă închizi o școală, trebuie să deschizi un penitenciar. Pentru că dacă nu primești educație de calitate, nu ai abilitățile necesare, ai șanse să mergi pe o cale greșită. Cel mai dureros pentru orice comunitate este atunci când se închide o școală. Am trăit vremuri de tristă pomină când s-au închis peste 100 de școli. Acest proces, care poate fi calificat drept un genocid al educației, ia amploare în perioada când Maia Sandu este ministru al educației. Ne amintim cu rupere de inimă lacrimile părinților care plângeau soarta copiilor în satele unde s-au închis școlile. Noi suntem categoric împotriva închiderii școlilor din orice comunitate. Ba dimpotrivă, susținem majorarea finanțării pentru domeniul educațional, începând cu grădiniță, școală primară, gimnaziu, liceu. Blocul comuniștilor și a socialiștilor garantează că până în anul 2025 toate instituțiile medicale, grădinițele din localitate, vor fi conectate la sistemul public de apă și canalizare pentru a avea condiții la o bună desfășurare pentru o activitate. De asemenea, noi propunem ca în următorii 4 ani să relanseze librăriile din sate. Oamenii din sate trebuie să aibă acces la o educație și o cultură, numai puțin ca cei de la orașe. Blocul comuniștilor și a socialiștilor va reînvia viața satelor în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Și ca să facem o totalizare la briefingul nostru de astăzi, având în vedere că populația Republicii Moldova, circa 60% din întreaga populație, este populația localităților rurale, blocul comuniștilor și socialiștilor, suntem convinși că există posibilitate ca în cele din urmă, pentru localitățile rurale, anual să fie alocate câte 5 milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii sătești și a sferei de servire socială rurală, inclusiv pentru crearea unei vieți mai confortabile în localitățile rurale din Republica Moldova. În felul ăsta, de asemenea, preconizăm suplimentar alocarea a cel puțin jumătate de milion de lei anual pentru stimularea oricărei activități economice aferente businessului mic și mijlociu din localitățile rurale. Aceasta va permite să stopăm migrarea oamenilor spre orașe sau peste hotarele țării. Și în felul ăsta vom asigura locuri noi de muncă și un trai mai bun pentru oamenii din localitățile rurale. Acesta a fost mesajul care astăzi am dorit să-l transmitem cetățenilor. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați venit la invitația noastră. Vă dorim multă sănătate și cu Doamne ajută! La revedere!